Chestiunea cu privire la utilizarea denumirii istorice a orașului Basarabeasca în denumirea unei piețe universale din suburbia Moscovei a fost pusă în discuție pentru prima dată acum 3 luni la ședința Consiliului Orășenesc. Primarul orașului Valentin Cimpoeș a propus includerea respectivei chestiuni pe ordinea de zi a ședinței după adresarea parvenită din partea businessmanilor ruși. Pentru ca piața să poarte numele orașului Basarabeasca, consilierii au votat unanim, însă peste o zi reprezentanții fracțiunilor PSRM și PCRM și-au retras voturile. La următoarele 2 ședințe care au avut loc pe parcursul verii, socialiștii și comuniștii s-au pronunțat împotriva acestui proiect de decizie. Наша позиция была в том, чтобы примар, так как он договаривался с этим представителем Юкубов или кто-то там был. Позиция наша была următoarea: dacă primarul a avut o anumită înțelegere cu acel reprezentant, atunci trebuia ca acesta să vină în fața Consiliului Orășenesc și să-i explice ce anume oferă orașului nostru. Nu a fost niciun reprezentant, doar că primarul a spus că sunt careva proiecte. Nu ni s-a spus nimic despre asta. Primarul susține însă că businessmanii din Rusia nu au posibilitatea să vină în Basarabeasca ori de câte ori le convine consilierilor. Мне ответили эти люди, говорят, мы будем приезжать 4 раза. Acești oameni mi-au spus că deja au fost de 4 ori și tot de 4 ori ședința a fost amânată și că nu are rost să mai vină, căci nu au timp pentru aceste plimbări. La rândul lor, socialiștii susțin că primarul este cointeresat personal în adoptarea acestei decizii. Cred că cineva oricum va avea un oarecare beneficiu din asta. Pur și simplu noi vrem ca acest beneficiu să nu fie pentru stația de deservire tehnică, ci anume pentru oraș. Poate că vreo tehnică oarecare. Lasă să vină acel om și să-i explice ce dorește să ofere în schimb pentru denumirea oferită acelei piețe. Сегодня они пытаются кричать о том, что деньги, которые будут направлены, это будет идти на СТО, который... Unii spun că banii se vor duce în beneficiul stației de deservire tehnică, al cărei director este mama mea. Sunt niște aberații. În proiectul de decizie este clar prevăzut că acestea sunt relații comerciale economice dintre Moldova și Rusia. Ce e rău în asta? Ei afirmă că sunt prieteni cu Rusia, dar în realitate ei sunt dușmani ai Rusiei și ai orașului nostru. Deocamdată nu se știe sigur dacă piața din suburbia Moscovei va purta denumirea orașului nostru, dar autoritățile locale nu au reușit să ajungă la un oarecare compromis.